O societate bine educată, aceasta înseamnă o educație corectă. Astăzi mulți vorbesc despre educație, dar cu păreri de rău, adevărata educație este doar una. Și despre aceasta vom încerca astăzi să studiem. Lecția numărul 3 o avem astăzi, modelul original pentru educație. Lecția de astăzi vă petrece împreună cu Arcadie. Te salut, Arcadie. Salut, Petrică. Geneza 2:15. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Să vedem ce legătură are textul acesta cu originalul educației. Un cămin. Care a fost așezarea primului cămin și primei familii? Cuvântul lui Dumnezeu ne povestește că așezarea a fost o grădină pe care Dumnezeu o plantase. Era în Eden și acolo Dumnezeu i-a pus pe primii noștri părinți ca să o lucreze și să o păzească. Uh-huh. Interesant de ce Dumnezeu a ales această casă pentru părinții noștri, pentru primii noștri părinți. Nu a fost la întâmplare, a fost ales special de Dumnezeu, pentru că toate celelalte lucruri care îi înconjurau, adică în căminul lor, trebuia să le vorbească despre Dumnezeu și despre caracterul său. Mi-a plăcut foarte mult fraza din notă care spune: cerurile albastre erau acoperișul la casa lor. Pământul cu florile lui delicate și covor din iarbă vie era podeaua. Ramurile înfrunzite ale pomilor plăcuți formau bolta. Pe pereții lui atârnau cele mai splendide ornamente, lucrările artizanale ale marelui artist. Și toate aceste lucruri erau făcute doar, uite ce zice la urmă, să cultive simplitate și să ajungă să corespundă scopului lui Dumnezeu în crearea lor, adică a căminilor. Da. Aceasta dezvoltă foarte mult personalitatea omului. Îl face pe om liber. Uh-huh. Îl face pe om totodată să fie și visător. Dar nu visător doar, ci să-și atingă idealurile pe care și le-a pus. Da. Într-adevăr, ceva special ales Dumnezeu, pentru că astăzi, în mentalitatea noastră, ar fi trebuit să fie un castel mare, frumos, cu robi și roabe, dar Dumnezeu alege ceva altfel de cum se gândește omul. O grădină, se continuă acest gând. Ce ocupație a asigurat Edenul primilor noștri părinți și de ce este acest lucru așa de important pentru noi astăzi? Ocupația principală pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru ei era ocupația de a păzi și a lucra grădina. Cu alte cuvinte, a cultiva pământul, uh-huh. a lucra pământul. Și acest lucru este foarte important pentru noi astăzi, pentru că acest lucru rămâne important și pentru familiile noastre. Pentru dezvoltarea și pentru educarea noastră, cultivarea pământului este cea mai bună ocupație. Spune nota foarte interesantă aici că fiecare instituție și familie trebuie să învețe să facă mai mult în cultivarea și amenajarea pământului. Dacă oamenii ar ști valoarea produselor pământului, care le rodește la tinerimea lor, ar fi făcute eforturi mai serioase pentru a cultiva pământul. Astăzi, cultivarea pământului rămâne în urmă, pleacă în spate. Uh-huh. Sunt oameni care cultivă pământul în mod mecanizat. Nu despre asta se are în vedere. Nu despre cultivarea pământului ca business. Da. Se vorbește despre cultivarea pământului cu mâinile tale. Bine, cu scule. Dar tu să plantezi, să vezi cum crește, să urmărești și apoi să mănânci din roada ceea ce ai plantat. Aceasta dezvoltă o calitate care se numește dependență de Dumnezeu. Da. Pentru că nu poți să o tragi de frunze să crească planta. Sau nu poți să faci nimic dacă ai o plantație un pic mai mare și este o vară secetoasă, decât să aștepți la grația lui Dumnezeu. Nota mai zice că cea mai mare moștenire pe care poate să le ofere părinții copiilor lor sunt trei lucruri. Este darul unui trup sănătos, al unei minți sănătoase și al unui caracter nobil. Nu știu cât de mult este posibil acum în lumea aceasta de degradată să faci până la 100% un trup sănătos. Dar o minte sănătoasă și un caracter nobil este 100% posibil. Uh-huh. Și aceasta o poate ajuta cultivarea pământului. Mai este aici și o avertizare pe care nu putem să o trecem cu vederea.
Zice, părinți care locuiți la orașe cu copii, ieșiți din ele cât de repede posibil. În vederea acestui fapt, eu cred că nu degeaba Dumnezeu a pus pe Adam și pe Eva în grădina Edenului. Da. Ce ne învață Dumnezeu despre munca practică? Ceva ai amintit? Anume... Munca practică este o binecuvântare pentru om. Mm-hmm. Nu poate să fie altceva. Omul își ocupă mintea, își ocupă trupul. În același timp își dezvoltă toate capacitățile. Așa spune nota, spune Pana Inspirată, nu sunt cuvintele mele. Iar în activitatea lui mentală și fizică, spune despre Adam, Adam a găsit una dintre cele mai mari plăceri ale existenței lui sfinte. Mm-hmm. Este vorba despre o oboseală a corpului, atunci când omul lucrează pământul, cultivă plante sau are grijă de o grădină, de o livadă, dar această oboseală este o oboseală plăcută. Nu degeaba în Proverbele este un text, zice, dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult sau puțin, dar el doarme dulce pentru că el are o satisfacție. Și satisfacția asta ajunge până la cele mai îndepărtate colțuri ale organismului. Aceasta face nu altceva decât să simte o plăcere pe care nu poți să o dea nimic altceva. Iar cealaltă parte a nopții spune că munca practică nu face altceva decât să ne ajute să ne ferească de gânduri rele și totodată poate să dezvolte în noi perseverență și tact. Pentru că lucrul la pământ nu este pentru un om prost. Lucrul la pământ este pentru un om tot inteligent. Pentru că poți să muncești mult și bine și să nu-ți dea pământul nimica. Uh-huh. Dacă nu-ți dai interesul să vezi cum să faci, ce să faci, când și cum. Aceasta îți cere inteligență și tact. Iar aceste combinate cu munca fizică este cea mai bună dezvoltare. Da. Un gând mi-a plăcut aici în prima propoziție, din a doua parte. Adică îți dă gândire independentă. Astăzi oamenii sunt manipulați în masă. Te gândești ceea ce ți-a spus el să te gândești. Dar anume când lucrezi tu cu mâinile tale, atunci începi să gândești independent. Pentru că aici trebuie să fac așa, aici așa. Și puțin cu ajutorul Dumnezeu ne despărțim de gândirea care ne-o impun ei. Da, din... Exact. Îmi permis să fac o paranteză. Da, da. Nu e legat de tema noastră, dar ai pornit vorba despre manipulare. Uh-huh. Exact. Și cu lucrurile bune se poate manipula. Da. Și atunci când este folosit în exces, nu este atât de bun. Sigur. De aceea trebuie să avem o gândire destul de analitică, să spunem așa, să punem, să analizeze și totodată să fim cât mai multilaterali. Da, sigur. Să procesăm noi tot ceea ce facem, să procesăm prin mintea noastră. Un loc de învățare. Ce era inclus între lecțiile pe care le oferea mediul înconjurător al Edenului? Mai era inclus acolo, să spunem așa, nu numai omul să privească în jos, spre pământ. Uh-huh. Pentru că deseori noi suntem atât de împovărați de lucrarea pământului, încât nu vedem nimic altceva decât pământ, pământ, pământ. Iar cum am spus la alte întrebări precedente, că lumea de astăzi este atât de stricată, încât de multe ori nu ai succes la lucrarea pământului și atunci te descurajezi. Nu asta a fost scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu a fost ca lucrarea pământului să fie o parte din acțiunea, din activitatea lui zilnică. Iar celelalte parte trebuia să le ofere mediul înconjurător și nu altceva. Uite ce spune frumos la Psalmul 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altea acest lucru și o noapte dă de știri altea despre el. Omul trebuie să-și ridice ochii și în sus, să privească în zări, întinderea cerului, să privească și să cugete la toate lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu și nu numai la pământul și plantele care trebuiau cultivate. Pentru că așa numită Cartea Naturii, numește Pana Inspirată, tot ce a creat Dumnezeu, Cartea Naturii, este foarte amplă și poate fi descoperită din cele mai bune aspecte ale ei. Să luăm câteva exemple. Spre exemplu, pe fiecare frunză a pădurii și pe fiecare stâncă a munților, spune Pana Inspirată, în fiecare stea strălucitoare, pe pământ, pe mare și pe cer, a fost scris numele lui Dumnezeu.
Dar ca să vezi tu că e scris numele Dumnezeu, trebuie să le privești. Trebuie să le cercetezi, trebuie să te gândești asupra lor, trebuie să te uiți la ele. Eu aș zice mai mult că nu este scris doar numele lui Dumnezeu, este scris caracterul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că partea a doua a noții spune așa, uite ce zice aici. În loc de a locui acolo unde doar lucrările oamenilor pot fi văzute, acolo unde semnele și sunetele sugerează adesea gândurile răului, unde agitația și confuzia aduc slăbiciune și neliniște, mergeți acolo unde puteți contempla lucrările lui Dumnezeu. Gătiți odihna spiritului în frumusețea, liniștea și pacea naturii. Lăsați ochiul să se odihnească pe câmpiile verzi, pe dumbrăvi și pe dealuri. Ridicați-vă privire la cerul albastru neîntunecat și de praf, de praful și fumul orașelor și respirați aerul înviorător al cerului. Toate aceste lucruri care au fost descrise aici au fost făcute pentru beneficiul nostru, ca să ne ajute nouă în dezvoltare și noi să putem supraviețui, cu alte cuvinte spus. Adică în toate aceste lucruri nu trebuie să vedem doar numele lui Dumnezeu, că Dumnezeu le-a făcut ca noi să-L lăudăm pe El. Ce Dumnezeu avem și le-a făcut ca să... Ce-i Dumnezeu egoist? Așa? Nu este așa. Dumnezeu le-a făcut și putem citi doar nu numele Lui, dar și caracterul Lui. Pentru că caracterul Lui este de a da, de a-ți face ca ție să-ți fie bine, nu Lui. El nu și le-a făcut pentru sine. Da. Măcar că este corect să dăm slavă Lui, ci El le-a făcut pentru noi. Deci noi ne folosim de lumina soarelui, noi ne folosim de iarbă, noi ne folosim de aer, noi ne folosim de apă, de grădină, de plante. Noi ne folosim și Dumnezeu le-a făcut pentru noi. Asta e caracterul Lui. Pe lângă faptul că citim numele Lui Dumnezeu, Cel Sfânt, adevărat și veșnic, puternic, este și un caracter care face pentru tine. Da. Atunci când înțelegem că orice lucru care îl cere Dumnezeu de la noi este de fapt tot pentru binele nostru, atunci cu mult mai ușor realizezi toate aceste lucruri, toate aceste principii. Ce lecții sunt prezentate prin creșterea plantelor? Tot despre ceva practic să vorbim. Textul de la Luca 12 cu 27 care este bifat aici spune că unele plante cresc fără să vezi tu cum, fără că vrei tu, că nu vrei. Și unele dintre ele, măcar că nici nu torc, nici nu țes, nu-și fac nicio griză, dar se îmbracă mai frumos decât cel mai frumos om. Cel mai frumos împărat care a fost pe timpul lui Israel, Solomon, care se îmbraca cu haine țesute, frumos. Lecțiile prin creșterea plantelor ne învață că nu totul depinde de noi, ci depinde lucrurile de Dumnezeu. Două lecții am găsit aici, trebuie să învățăm. Prima de lecție pe care trebuie să o învățăm este că lecția este că tot ce primim noi vine de la Dumnezeu. Asta e tot ce vine, tot primim de la Dumnezeu. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l înțelegem și care poate să ne învețe și să ne ajute în dezvoltarea așa noastră și a familiilor noastre este că privind la aceste lucruri putem să ne punem întrebări și să descoperim alte adevăruri pe care Dumnezeu vrea să le facem. Spre exemplu, când copiii privesc la un peisaj frumos, spune nota, întrebați-i de ce Dumnezeu a îmbrăcat toate aceste păduri atât de frumos, da? Și într-așa mod putem să învățăm că Dumnezeu are grijă de noi. Iar apoi putem să învățăm lecția a doua, care ne învață să începem și noi să lucrăm. Nu doar să savurăm și să privim ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Rămâneți de la noi ceva să facem. Într-un fel sau altul, lecțiile lui Dumnezeu sunt nenumărate în natură. Da, într-adevăr. Acest gând se continuă și în următorul punct, un loc de închinare. Ce făceau zilnic locuitorii Edenului? Pe lângă faptul că se priveau la lucrările lui Dumnezeu, munceau, ei se întâlneau cu Dumnezeu. Aveau comuniune cu El. Noi putem să numim acest lucru închinare, când dai slavă lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut. Dumnezeu zice că se manifesta față de ei în răcoarea zilei. Stătea de vorbă cu ei. Și aceasta trebuie să fie și parte din viața noastră, dacă vrem să fim și noi, să spunem așa, perfecți în planul lui Dumnezeu. Trebuie să
facem timp, să ne găsim timp de dorit dimineața ca să ne închinăm lui Dumnezeu, să stăm de vorbă cu Dumnezeu și aceasta o să ne aducă beneficii pe tot parcursul zilei. Cât de frumos spune aici. Adesea ei erau vizitați de solii lui, îngerii sfinți, și de la ei primeau sfat și instruire. Da. Astăzi noi, de fapt, putem să primim aceleași sfaturi și instruiri prin cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi nu pot să vină la noi îngeri direct să ne spună unele sfaturi, să ne îndrume. Dar în fiecare dimineață și în fiecare seară, cercetând cuvântul lui Dumnezeu, găsim același lucru. Ce lecții pot fi extrase din închinarea în mijlocul creației lui Dumnezeu? Pot fi multe, tare, cum am remarcat la o întrebare precedentă, dar când stai și citești, spre exemplu, Psalmul 104, este extraordinar, unde se spune că Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri și le enumeră. Enumeră lucrurile atât de frumoase. Vreau să enumer și eu câteva dintre ele. Deci, tu ai făcut să țâșnească izvoarele în văi și le curpi între munți. În primul rând se menționează apa. Apa este ceea ce mișcă în lume toate. Tot organismul, orice organism viu are nevoie de apă ca să trăiască și zice Dumnezeu, El face, Dumnezeu face să curgă apa din munți. Da. Apoi se menționează pe lumea animală. Tu ai creat spații pentru iepuri sălbatici, da? Stâncile pentru iepuri, dealurile și urcușurile pentru țapii sălbatici, pentru caprele sălbatici. Toate ai făcut pentru iarbă, pentru vite de pe câmp. Și apoi zice că ai făcut și pentru animale sălbatice care noaptea își fac lucrarea lor, iar ziua se bagă în ascunzișurile lor. Tu ai făcut și pentru om toate necesare. Și enumeră foarte frumos, zice, pe toate le-ai făcut înțelepciune și pământul este plin de făpturile tale. Dacă stăm și medităm, lecțiile ar fi nemaipomenite. Dar axându-ne pe nota care este mai jos, pot fi sustrase două lecții care putem să le învățăm. Prima din lumea plantelor este că, așa cum plantele se usucă și apoi dau din nou, cresc din nou, aceasta ne învață despre înviere. Și aceasta trebuie să o învățăm. Adică toamna se usucă și primăvara reînvie. Aceasta trebuie să învățăm prima lecție. A doua lecție nu este altceva decât să învățăm lecția despre odihna sabatului. Când învățăm cu copiii noștri despre lucrurile care se întâmplă în jur, despre cât de frumos a creat Dumnezeu lucrurile, nu putem să nu uităm că Dumnezeu a creat, dar apoi s-a odihnit. Și s-a odihnit în ziua a șaptea, pe care a binecuvântat-o și a sfințit-o. Lecțiile pot fi foarte multe, de aceea fiecare trebuie să sustragem lecțiile pe care le cunoaștem și vrem noi să le învățăm. Și într-adevăr, pentru că sunt multe, eu am nevoie de ceva de învățat, tu ai nevoie de altceva. Și fiecare și-a lecția de care are nevoie, de fapt. Exact. Un canal de binecuvântare. Cum pot fi familiile un canal de binecuvântare pentru lume, așa cum râul din Eden era pentru grădină? Interesant. Până a citi lecția aceasta și acest text de la 1.28 și de la 2.10 în referire cu această întrebare, nu am înțeles valoarea familiei creștine și ce se așteaptă Dumnezeu de la o familie creștină. 1. Dumnezeu i-a binecuvântat, zice, creșteți și mulțiți-vă. Și apoi îi compară cu un râu din Eden care ieșea și uda grădina și de acolo se împărța și se făcea patru brațe. Chiar și un râu se mulțește. Înțelegi? Adică poate să fie un râu și pe unde trece râu, pe acolo este viu, este viață. Atunci când citim istoria Egiptului, Egiptul e pustiu, dar tot farmecul Egiptului antic și toată viața Egiptului antic era pe malul Nilului. Doar în albia râului Nil, când se revărsa, el lăsa umiditate și acolo creșteau plante. Iar apoi când el se retrăgea în albia lui, toată mișcarea era făcută pe lângă râu și toată viața era lângă apă. Închipuiți-vă ce era din Egipt dacă acolo nu era doar Nilul, dar erau patru râuri ca Nilul. El avea să fie mult mai dezvoltat și viața avea să fie mult mai amplă.
Așa este și cu noi. Nu este altceva decât Dumnezeu ne-a pus să fim, să spunem așa, cei care să emanăm dragostea în jurul nostru. Să transmitem caracterul lui Dumnezeu celor din jur. Și putem să facem de unul singur, dar putem să facem atunci când râul se împarte în patru. Da. Și aceasta o face familia, naștere de copii. Și nu este limită patru. Cel puțin trebuie să fie, da? Dar eu n-am spus nimic, dar aceasta trebuie să ne fie pentru fiecare. Pentru că doar aceasta poate să ajute să dea lumină lumii prin oameni. Da, într-adevăr. În ce constă misiunea încredințată căminului creștin? Continuăm același gând. Ca oamenii să citească noi caracterul lui Dumnezeu. Da. Spune nota, mi-a plăcut foarte mult. În general, noțele de la această lecție, spun sincer, au fost selectate foarte exact și foarte atent ca să lovească nu doar la întrebare, ci la multe alte întrebări care se nasc în această întrebare. Respect pentru acel om care, sub inspirația lui Dumnezeu, a selectat aceste noți. Zice, lumea are nevoie astăzi de oameni care să reveleze caracterul lui Hristos. Uh-huh. Am parafrazat-o eu. Eu aș zice, lumea are nevoie de oameni care să reveleze caracterul lui Dumnezeu, așa cum a vrut Dumnezeu ca Adam și Eva să o facă. Iar pentru că Hristos a venit să reveleze caracterul lui Dumnezeu, noi revelăm caracterul lui Hristos. Este același caracter. Mm-hmm. Sigur. Și toate aceste lucruri încep în familiile noastre, în cămin. Educația pe care o primim din natură și o transmitem copiilor noștri, ea cuprinde numele lui Dumnezeu, Creatorul, caracterul Său și Mântuitorul care a venit să ne salveze din păcat. Aceasta este educația de care are nevoie oricare om. Și nu să se oprească la cunoștința ei, ci de a reflecta acest adevăr altora. Spune nota, când tinerii ies dintr-un astfel de cămin, unde tronează dragostea și oamenii sunt învățați din cartea naturii, ei răspândesc lecțiile pe care le-au învățat. Da. Nu pot să se ascundă. Pur și simplu, privind la un copil astăzi, îl vezi de unde a ieșit. Nu poate să se ascundă. Se mai fățălește, se mai preface, dar nu pe mult timp. Exact. De aceea, acesta este, cred că, și punctul principal în această lecție care am învățat-o astăzi. Lecția se numea modelul original pentru educație. Să învățăm de la Dumnezeu cum să creștem noi în educație și împreună cu copiii noștri. Pentru că acesta este mezul la o societate creștină adevărată. Exact. Vreau să fac o paranteză aici. Pentru cei care ne-au urmărit până acum, să nu creadă că această lecție are ca scop de a te opri de la cunoștință. Nu se vorbește despre cunoștința pe care o capeți, cunoștința profesională. Sigur. Este foarte bună și este foarte necesară. Despre cunoștința profesională pe care o căpătăm noi pentru aprinderea unei meserii sau unei profesii, am învățat în lecțiile precedente, din trimestrul trecut. Uh-huh. Aici se pune valoare pe lucrurile mai adânci și aceasta se numește educația. Atunci când se combină cunoștințele profesionale și cu lucrurile care ne educă caracterul după planul lui Dumnezeu. Sigur. Și toate aceste lucruri, când sunt combinate perfect, aceasta este cel mai bun și mai frumos lucru ce poate să iese din eforturile depuse. Pentru că nu poți să te oprești doar să cultivi pământul. Dacă vrei să o faci, aceasta nu te oprește cu nimic, este foarte bine. Uh-huh. Însă în lumea în care trăim azi, ai nevoie de o cunoștință secundară. Eu nu numesc aceasta educație. Pentru că ceea ce se face la școală, posibil e într-un fel educație. E mai mult cunoștință decât educație. Uh-huh. Educația înseamnă cum să folosești cunoștința pe care ai primit-o în școală. Da. Cum să te raportezi tu la cunoștințele pe care le-ai primit în școală. Aceasta o face nu alta decât cum am învățat în această lecție. În cartea naturii, lucrând pământul, meditând la ceea ce a creat Dumnezeu,
și punând în practică ceea ce cunoaștem în mod și domeniu profesional. Da, mulțumesc, Arcadii, pentru acest studiu. Slavă lui Dumnezeu! Stimați prieteni, vă așteptăm la următorul studiu, când vom continua să vorbim, să studiem despre educație. Pentru că, cum spuneam, acesta este un lucru foarte și foarte important pentru societatea noastră de astăzi și pentru societatea de mâine. Încă o dată vă mulțumesc și vă spun la revedere!